Slăvit să fie Domnul! Mă bucur pentru harul de care Dumnezeu ne-a făcut parte, să fim în casa Domnului, la Gerona, în Biserica Elim, sunt împreună cu soția. Data trecută am venit cu ocazia nunții lui Ovidiu și Delia. Dumnezeu să vă binecuvinteze, mă bucur pentru faptul că vă văd în biserică. Data aceasta am venit la invitația familiei Tomșa și la toate acestea zic Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Să ne dea înțelepciunea necesară, să știm să răscumpărăm vremea, căci zilele sunt rele. La timpul de rugăciune am remarcat trei cuvinte care au fost accentuate, care au fost mai frecvente, și anume sărbătoare, bucurie și har. Aceste trei cuvinte îi aparțin lui Dumnezeu. Vreau să vă întreb, cine a stabilit, cine a fost fondatorul sărbătorilor, Dumnezeu sau omul? Dumnezeu, fie lăudat numele Lui! În Israel, Dumnezeu a stabilit 7 sărbători cu o semnificație extraordinară. La 3 dintre ele trebuiau bărbații israeliți să participe, erau obligați. Sărbătorile și jertfele, 7 sărbători și 5 jertfe de asemenea cu o semnificație deosebită. Jertfele vorbeau în felul acesta: intră în relație cu Dumnezeu. Sărbătorile și anotimpurile vorbeau: rămâi în relația intrată, fii consecvent, fii perseverent, fii responsabil. În Deuteronomul 16, cu versetul 14, Dumnezeu le-a spus israeliților atunci și astăzi nouă: să te bucuri la sărbătoare. Una dintre caracteristicile sărbătorii este aceasta, bucuria. Nu poți vorbi despre sărbătoare dacă nu există bucurie. La sărbătoare trebuie să existe bucurie. Lăudați să fie Domnul! Nu o bucurie circumstanțială. De pildă, dacă am 1000 de euro în buzunar, mă bucur, și când nu o mai am, nu mă mai bucur. Aceasta este bucurie ca și eveniment. Noi ca și copii ai lui Dumnezeu trebuie să avem o bucurie ca și o stare. Adică în fiecare zi, indiferent că e nori, indiferent că e soare, eu trebuie să mă bucur. David spune în Psalmul 34 cu versetul 1: voi binecuvânta pe Domnul când? În orice vreme. În orice vreme înseamnă și când e bine, și când e mai puțin bine, și când doctorii dau ultimatum. Și atunci noi trebuie să ne bucurăm în prezența Domnului. Și doresc ca bucuria aceasta, pe care o realizează Duhul Sfânt, ca și roada Duhului conform Galateni 5:22, să ne caracterizeze în fiecare zi. Să fim cuprinși de această bucurie și să mergem în lumea aceasta, pe calea credinței, în care suntem angajați cu toții, cu bucuria mântuirii în inimă, și Domnul să ne ajute. Al treilea cuvânt, harul. Harul este la Dumnezeu. Papa de la Roma spune că Biserica Catolică este deținătoarea harului. Este fals, total fals. Ei spun că Maria este mama harului. Dar Maria este fiica harului, nu mama harului. Priviți, vă rog, ce spune cuvântul Domnului în Luca, capitolul 1, cu versetul 28. Îngerul a intrat la ea și a zis, adică la Maria: plecăciune ție căreia ți s-a făcut mare har. Nu ai avut har, nu ai har, ci ți s-a făcut mare har. Noi avem harul de la Dumnezeu. Maria și Iosif au fost doi logodnici, doi oameni neprihăniți, doi oameni smeriți. De fapt, Biblia spune că Dumnezeu dă har unei singure categorii, și anume celor smeriți.
Maria a beneficiat de harul lui Dumnezeu să fie mama Mântuitorului. Un privilegiu, o onoare. Și ea cu demnitate, cu bucurie, cu responsabilitate a acceptat sarcina de la Duhul Sfânt, deși i-a fost foarte greu, spune textul acesta, tulburată foarte mult, nu știa ce să însemne, din punct de vedere uman, era îndreptățită să fie contrariată și debusolată, pentru că atunci fecioara sau fecioarele, dacă rămâneau însărcinate, erau ucise cu pietre după legea mozaică. Nu era ușor, se gândea, ce va zice logodnicul meu Iosif? Și așa mai departe, o sumedenie de întrebări era în mintea ei. Și când se gândea la aceste lucruri, vine îngerul și o liniștește. Dragii mei, când vorbim de harul lui Dumnezeu, vorbim de cel puțin două feluri de har pe care Dumnezeu îl manifestă oamenilor, și anume harul general. În Matei 5:45 spune Biblia că Dumnezeu face să răsară soarele său peste cei răi și peste cei buni. Dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Acesta este un har general de care beneficiază întreaga omenire. Soarele care ne încălzește, care dă lumină, dă viață, dă culoare. Și apoi ploaia care înverzește pământul înseamnă belșug, binecuvântare. Și de aceste lucruri beneficiază și ateul, și nebunul, și poliglotul, și analfabetul, toți. Dar de harul Mântuitor beneficiază doar cei care întind mâna prin credință și spun, da, Doamne, sunt aici, te primesc în inimă ca și Domn, ca și Mântuitor în viața mea, condu-mi viața. Omul acela intră în favoarea lui Dumnezeu. Har, aceasta înseamnă favoarea lui Dumnezeu, grația lui Dumnezeu, tot ceea ce are mai bun Dumnezeu, dragul meu prieten, înseamnă har pentru tine, pentru mine. Nu vrei din dimineața aceasta să intri în posesia harului Mântuitor și să-L accepți pe Domnul Iisus Hristos ca și Mântuitor în inima ta, să se nască în inima ta, să crească și să se dezvolte ca Domn acolo, din punct de vedere spiritual vorbesc. Domnul să vă ajute în direcția aceasta și să ne ajute pe toți să ne bucurăm la sărbătoare și harul acesta de care avem parte toți să știm să-l folosim. Și Domnul să ne binecuvinteze pe toți în direcția aceasta. Amin. Am încheiat cu paranteza, cu introducerea. Vă invit să vă ridicați și vă rog să deschideți Sfintele Scripturi la Evanghelia după Luca, capitolul 2. Vom citi cuvântul Domnului din această Evanghelie, de la versetul 8 la 20 inclusiv. S-a mai citit din pasajul acesta parte din el la timpul de rugăciune. Repet, Evanghelia după Luca, capitolul 2, de la versetul 8. Citim cuvântul Domnului. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare, dar îngerul le-a zis, nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Și deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând, slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. După ce au plecat îngerii de la ei ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții, haidem să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus
Și ce ne-a făcut cunoscut Domnul? S-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat în iesle. După ce l-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre prunc. Toți cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. Maria păstra toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. Și păstorii s-au întors, slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce auziseră și văzuseră și care erau întocmai cum li se spusese. Amin. Vă rog să reocupați locuri. Stimați frați, surori, dragi prieteni, vrem în cele ce urmează să privim în pasajul acesta și nu numai, un pasaj bine cunoscut de toți, chiar și de copii. Și aș vrea în dimineața aceasta, cu ajutorul Domnului, să vorbesc despre rolul îngerului la nașterea Mântuitorului. Cu privire la acest eveniment unic, special, îngerul a avut o mare implicație. Atât la Iosif, la Maria, la păstori și așa mai departe. Rolul îngerului la nașterea Mântuitorului. Înainte de aceasta, vreau să spun ce sunt îngerii, cu siguranță știm. Îngerii, dragii mei, sunt mesagerii lui Dumnezeu. Îngerii sunt creați de Dumnezeu înainte ca pământul să fi fost creat. Îngerii sunt ființe spirituale, au duh. Ei nu sunt materie ca și noi, să aibă trup. Îngerii sunt ființe personale, adică au inteligență, rațiune, au sentimente, au voință. În mare, cam aceasta ar fi o definiție vis-a-vis de îngeri. Ați văzut vreodată vreun înger? Eu nu am văzut. Păstorii au avut harul să vadă un înger. Ce fac îngerii? Faptul că sunt creaturi, ei nu acționează din proprie inițiativă. Ei acționează la porunca lui Dumnezeu. Când Dumnezeu îi trimite, le dă o misiune, ei ascultă 100% și misiunea aceea o duc la îndeplinire. Spre deosebire de om, care este coroana creațiunii lui Dumnezeu, omul îndrăznește să-L sfideze pe Dumnezeu, să-I întoarcă spatele și, ba mai mult, să-L înjure pe Dumnezeu. Te cutremuri. Îngerii nu fac așa ceva. A fost cândva când s-au răzvrătit împreună cu Lucifer, cu diavolul, care a tras a treia parte din îngeri răi. Eu vorbesc despre îngerii buni care sunt la dispoziția lui Dumnezeu. Sunt mesagerii lui Dumnezeu. Apoi, ei se bucură pentru un singur păcătos când se întoarce la Dumnezeu. Spune Luca 15, slujesc în folosul poporului lui Dumnezeu, aduc mesaje de la Dumnezeu, mi-am notat eu aici, aduc răspunsuri la rugăciuni, ocrotesc pe sfinți, ei se închină lui Dumnezeu. Elisei a avut biruință și a fost salvat de o armată de îngeri împotriva sirienilor. Pavel, Petru și așa mai departe au avut parte de intervenția îngerului sau îngerilor trimiși de Dumnezeu, la porunca lui Dumnezeu. Domnul nostru Iisus Hristos, Dumnezeu Fiul, a venit în lumea aceasta ca noi să-L percepem cu mintea limitată. Să-L percepem, Domnul Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său să vină în timp, să vină în spațiu și să vină în materie. Noi trăim în coordonatele acestea, timp,
spațiu și materie. Dumnezeu care este infinit, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt, locuiesc în afara spațiului, locuiesc în afara timpului și locuiesc în afara oricărei zone. Priviți ce spune versetul 11 din pasajul pe care l-am citit. Astăzi, ce înseamnă aceasta? Înseamnă timp. În cetatea lui David, ce înseamnă? Înseamnă spațiu. Vi s-a născut un mântuitor, înseamnă materie. Timp, spațiu, materie. Ca Dumnezeu Fiul să moară pentru păcatele omenirii, trebuia să se întrupeze, să nască prin Fecioara Maria. Pentru că Dumnezeu nu moare niciodată, fie lăudat numele Lui. Ca să ne poată mântui, să ne împace cu Tatăl, cu Dumnezeu, trebuia să moară cineva. Pentru că Biblia spune, dragul meu prieten, că plata păcatului este moartea. Justiția, dreptatea lui Dumnezeu cerea moarte pentru păcat. În Vechiul Testament, când israelitul păcătuia, venea cu animalul și toate păcatele acelui om erau transferate pe animal și animalul murea ca și substitut în locul israelitului. Astăzi nu mai e nevoie de jertfe animalice, pentru că jertfa absolută, desăvârșită a Domnului Iisus Hristos a fost superioară jertfelor din Vechiul Testament și suficientă încât să ne mântuiască și față de care noi nu avem dreptul să adăugăm ceva, pentru că este suficientă în vederea mântuirii, fie lăudat Domnul. A venit să moară, dragul meu prieten, pentru tine, pentru mine, ca să ne aducă acasă. Să ne așeze pe stânca mântuirii, să ne pună în gură o cântare nouă spre lauda lui Dumnezeu. Ce har, ce privilegiu să avem statutul de mântuiți, de răscumpărați. Suntem de două ori ai lui Dumnezeu, o dată prin creație, și doi, prin răscumpărare. A răscumpăra înseamnă a cumpăra înapoi, pentru că din cauza păcatelor eram robi, vânduți diavolului. Și Hristos Domnul, în cetatea lui David, în Girona, în biserica Elim, s-a născut un mântuitor. Ca noi să avem pace, să avem bucurie, să avem liniște în suflet, în ciuda obstrucționărilor, în ciuda durerilor, în ciuda problemelor de care nu scăpăm. Dumnezeu vrea să avem liniște în suflet, să avem pace, bucurie și Domnul să ne ajute pe toți în direcția aceasta. Dragii mei, înainte să intrăm în pasajul acesta, vreau să citesc un verset din contextul nostru și anume Luca 2, versetul 7. Și a născut pe fiul ei cel întâi născut. L-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei, subliniez și repet, nu era loc pentru ei. Imaginați-vă, vă rog frumos, că mergeți la un hotel și la recepție vi se spune ceva de genul, ne pare rău, nu mai avem locuri pentru dumneavoastră. Cum ați percepe această situație? Sună a discriminare, a dispreț, nu-i așa? Dar dacă ar spune, ne pare rău, nu mai sunt locuri, situația e de înțeles, nu mai sunt locuri și punct. Dar când ți se spune, nu mai este loc pentru tine, este diferit, nu-i așa? Ce vreau să spun cu aceasta? Vreau să spun următorul lucru, că Iosif, după cum menționam mai devreme, era un om neprihănit, de asemenea și Maria. În societatea aceasta neprielnică în care trăim, oamenii neprihăniți nu mai au loc. Pentru că imoralitatea este promovată la scară largă și este îmbrățișată, culmea, chiar de guvernanți. Și este lansată și se apreciază, se aplaudă când oamenii trăiesc în diverse păcate. Oamenii neprihăniți nu au loc în societatea aceasta. Biblia spune că Lot
își chinuia sufletul în Sodoma și Gomora față de ceea ce vedea acolo. Imoralitate, păcat la el acasă. S-a dat atunci un ordin ca fiecare să se ducă în cetatea lui, să se înscrie, să facă un recensământ, o împatronare în termenii noștri spanioli astăzi. Și a plecat din Galileea în Betleem, Iosif cu Maria, au respectat ordinul dat, s-au dus să se înscrie și acolo s-a născut pe Mesia în Betleem după citatele biblice din Vechiul Testament, pentru că Biblia se împlinește iotă cu iotă, virgulă cu virgulă. Ceea ce a spus Dumnezeu în Vechiul Testament s-a împlinit cu privire la nașterea Domnului Iisus Hristos, care, și nu numai, a fost unică. Domnul Iisus Hristos s-a născut în mod unic, a trăit, a copilărit unic, ca și om, a suferit în mod unic, a murit în mod unic, a înviat și s-a înălțat la cer, unic, nu are egal. Și astăzi spune Biblia că mijlocește la Tatăl pentru noi. Mai lasă Tatăl și anul acesta. Mă voi folosi personal de El. Are ispite în domeniul acesta, este vulnerabil. Are carențe acolo, acolo, deficitar în anumite domenii. Dar Tatăl, lasă-L, am să-L sap, am să-I pun gunoi, îl voi consolida, îl voi întări, lasă-L și anul acesta. Ce har să avem un mijlocitor. Și Biblia spune clar, dragul meu prieten, nu există alt mijlocitor între Dumnezeu și om decât omul Iisus Hristos, care te înțelege, a suferit pe pământul acesta, a experimentat ce înseamnă foame, sete, suferință, ridiculizare, ironizare. Prin toate acestea a trecut și te înțelege și mă înțelege. Fie lăudat numele Lui. Un astfel de mântuitor, toți au nevoie. Aș vrea, în versetul 8, din pasajul nostru, să recitesc și anume. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Mă gândeam, dragii mei, citind versetul acesta, de ce Îngerul lui Dumnezeu nu s-a revelat păstorilor într-un alt moment? Spre exemplu, când erau acasă. Mâncau sarmale, la cafea, la o terasă, etc. De ce Îngerul s-a revelat când păstorii aceștia făceau noaptea de strajă împrejurul turmei lor? Știți ce am dedus eu, ce am înțeles? Am înțeles următorul lucru, că Dumnezeu se revelează omului responsabil, omului harnic. Când Îngerul i s-a arătat lui Gedeon, când bătea grâu în teasc, era în activitate, era prins cu munca, nu era la terasă. Când Domnul Iisus Hristos îi alege pe cei 12, când îi cheamă, veniți după mine, pe Andrei, pe Simon, erau la pescuit, fiii lui Zebedei, Iacov, Ioan, de asemenea erau la pescuit, Matei la vamă și așa mai departe. Adică Domnul, vreau să scot în evidență că Domnul, repet, se revelează, se descoperă omului care trudește în câmpul Evangheliei, care pune mâna pe Biblie, Doamne, nu înțeleg aici, se roagă, postește, dăm lumină asupra acestui pasaj, asupra acestui text, biserica are nevoie de hrană spirituală și Dumnezeu să binecuvinteze biserica Elim cu oameni responsabili, oameni care să ducă vestea mântuirii până la capătul pământului. În cele ce urmează, vreau să revin la titlul pe care l-am enunțat la început și anume rolul Îngerului la nașterea Mântuitorului. Care a fost rolul Îngerului la nașterea Mântuitorului? În primul rând, rolul Îngerului la nașterea Mântuitorului a fost să arate slava lui Dumnezeu, de care avem nevoie toți. De slava oamenilor suntem sătui. Și nu ne dorim, mai ales în biserică, slava oamenilor și cred că niciunul nu îndrăznește să facă așa ceva. Toată slava este a lui Dumnezeu. Priviți, vă rog, la versetul 9. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Nu slava îngerului. Vă întreb, avea slavă îngerul? Da.
dar nu și-a permis să fure din slava lui Dumnezeu. Spune textul, slava Domnului a strălucit împrejurul lor. În biserica din Elim, din biserica din Noua Speranță din Saragoza și nu numai, este nevoie de slava lui Dumnezeu. Oamenii tânjesc după așa ceva. Ne-am săturat de teologie, avem predici pe internet, muzică, după gust, dăm un click și avem tot ceea ce vrem. Dar mai puțin oamenii sunt privați de slava lui Dumnezeu. Păstorii au avut parte, au beneficiat de slava Domnului, a strălucit împrejurul lor. Priviți versetul 14, din nou întâlnim, slavă lui Dumnezeu în locurile preanalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui, adică noi de aici trebuie să trimitem slava sus către Dumnezeu, iar noi între noi să avem pace. Dumnezeu nu are nevoie de pace în cer. Noi oamenii avem nevoie de pace în familie, pace în biserică, pace în societate. Dumnezeu vrea să-i dăm slava doar Lui. Cel mai frumos imn care s-a intonat vreodată este imnul acesta. Când s-a unit cerul cu pământul la nașterea Mântuitorului, slavă lui Dumnezeu! Au exclamat întreg universul. În 2 Cronici, vă rog să deschideți cu mine. Capitolul 7, priviți ce s-a întâmplat când slava lui Dumnezeu a coborât la sfințirea templului lui Solomon. 2 Cronici, capitolul 7, de la versetul 1. Când și-a isprăvit Solomon rugăciunea, s-a coborât foc din cer și a mistuit arderea de tot și jertfele și slava Domnului a umplut casa. Vă rog să remarcați! Nu era doar într-un ungher slava Domnului, aici, acolo. Spune textul că au umplut casa, încât preoții, leviții, au încetat să mai aducă jertfe. Au încetat să mai cânte, au încetat să mai predice și au dat prioritate slavei lui Dumnezeu. Extraordinar, ce eveniment, ce peisaj nemai întâlnit. Versetul 2. Preoții nu puteau să intre în casa Domnului. De ce? Căci slava Domnului umplea casa Domnului. Ce au făcut ei? Versetul 3. Toți copiii lui Israel au văzut coborându-se focul și slava Domnului peste casă. Ei și-au plecat fața la pământ, pe pardoseală, s-au închinat și au lăudat pe Domnul zicând, căci este bun, căci îndurarea lui ține în veci, fie lăudat Domnul. S-au plecat înaintea lui Dumnezeu și au spus, Doamne, cu alte cuvinte, nu merităm să avem parte de slava Ta. Dar faptul că slava Ta s-a coborât aici, noi suntem recunoscători. Noi ne aplecăm înaintea Ta în semn de smerenie, de recunoștință. Ce atitudine frumoasă! Ce ar fi ca în biserica din Elim sau din Saragoza să se întâmple așa ceva? Ar fi o minune, nu-i așa? Am plecat acasă, poate schimbați, dar degeaba, natura umană este natura umană. Poporul Israel au văzut minuni de-a lungul celor 40 de ani prin pustiu, minuni cu ochii fizici și după o zi, două cârteau din nou la adresa lui Moise, implicit la adresa lui Dumnezeu. N-avem apă, mai bine muream în Egipt. Aveam cârnați, aveam sarmale, aveam grătar, aici murim de sete și de foame. Ce faci, Moise, cu noi? Și cârtirile acelea i-au împiedicat să ajungă în țara Canaan. Nemulțumirea. Și în țara Canaan a ajuns o altă generație, nouă, care s-a născut în pustiu, cu excepția lui Iosua și Caleb. Dragii mei, când citesc din Filipeni, capitolul 2, cu toții știm pasajul acesta, mă cutremur, despre Fiul lui Dumnezeu. Priviți ce spune cuvântul. Filipeni 2, de la versetul 6. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu,
Totuși, n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. De ce s-a dezbrăcat Mântuitorul Iisus Hristos? De slava Lui, de gloria Lui pe care o avea și a zis, toată slava eu dau Tatălui. El nu s-a dezbrăcat de prerogativele sale, pentru că a avut putere să mântuiască, să ierte, să vindece, să învie morții și așa mai departe. Aceste atribute și le-a păstrat. Cu mintea rațională, dragul meu prieten, nu poți să concepi, să gândești o singură persoană cu două naturi, natură umană și natură divină. Nu putem să percepem, dar credem prin credință, fie lăudat Domnul. Singurul care a avut aceste două naturi și s-au completat într-o manieră armonioasă, absolut perfectă. La un moment dat, spune Biblia în Fapte 12 că Irod, un împărat crud, agresiv, nu Irod care a omorât pruncii de parte bărbătească atunci cu ocazia un altul, spune Biblia că omul acesta a îndrăznit să-și atribuie slava în dreptul lui. Ce s-a întâmplat? Priviți, vă rog, ce s-a întâmplat când un om îndrăznește să facă așa ceva? Fapte 12, versetul 21. Într-o zi anumită, Irod s-a îmbrăcat cu hainele lui împărătești. E normal, era împărat, e normal să ai asemenea straie pe tine, asemenea veșminte. A așezut pe scaunul lui împărătesc și le vorbea. La fel e corect și normal până în prezent. Norodul a strigat, glas de Dumnezeu, nu de om. Îndată l-a lovit un înger al Domnului, pentru că nu dăduse slavă lui Dumnezeu. Și a murit mâncat de vermi. Repet și revin, rolul îngerului la nașterea Mântuitorului a fost să aducă, să arate slava lui Dumnezeu. Să primeze slava lui Dumnezeu ca și individ, ca și familie, ca și biserică, ca și societate, ca și nație, dacă vreți. Tânjim după slava lui Dumnezeu și ne dorim ca în biserici, nu spun că nu este, dar să fie precum la sfințirea templului lui Solomon, să umple toată casa și plecând din locul acesta să spunem, Doamne, ne-am întâlnit cu Tine. Biblia spune că păstorii, după ce au văzut tot ceea ce li s-a spus de către îngeri, s-au dus să se convingă. Au văzut tot și totul era milimetric. Știți cum s-au întors acasă? Versetul 20. Și păstorii s-au întors slăvind și lăudând pe Dumnezeu. E important cum vin la biserică, dar mai important e cum plec de la biserică. Dacă plec cum am venit, e o problemă cu mine. Domnul să ne binecuvinteze, să ne ajute să știm cum să ne raportăm față de Dumnezeu, față de mântuirea așa de mare. Nimic nu a fost gratis pe Domnul Iisus Hristos. L-a costat mult, preț de sânge, viața Lui, ca noi astăzi să fim în condiții cele mai bune, nestingheriți de nimeni, să fim la părtășie, să avem totul pe tavă, dacă îmi permiteți. Doar prin credință să punem mâna pe jertfă, pe mântuire. Doamne, îți mulțumim frumos! Al doilea rol al îngerului la nașterea Mântuitorului a fost să alunge teama. Priviți ce spune versetul 10 din pasajul nostru. Dar îngerul le-a zis, nu vă temeți! Teama, dragi frați, surori și stimați prieteni, este un sentiment care îl paralizează pe om. Un sentiment care nu te lasă să continui, să mergi înainte, te blochează efectiv. Frica, teama. Diavolul vrea să lanseze astăzi frica, panica în oameni. Biblia spune, nu vă temeți! În Psalmul 46, versetul 2 spune, de aceea noi nu ne temem. De ce? În versetul 1 ne spune versetul acela, condițiile, motivele pentru care nu trebuie să ne temem. Pentru că Dumnezeu este
adăpostul nostru, sprijinul și ajutor care nu lipsește niciodată nevoi. Ce mai vrem mai mult de atât? Adăpost, sprijin și ajutor în vremuri grele. Acesta este Dumnezeu și de aceea noi nu trebuie să ne temem. Păstorii s-au înfricoșat pentru că nu mai văzuseră până atunci o asemenea imagine, o apariție a îngerului. E normal să te temi. Dragii mei, când un om este cuprins de teamă, nu are capacitatea necesară să transmită mesajul. Nu are capacitatea necesară să se raporteze la ceilalți. Dacă privim la Iosif, cum îl abordează îngerul, Iosif, nu te teme să iei la tine pe Maria. Lui Daniel, la mulți oameni ai Bibliei, Dumnezeu sau îngerul li s-a revelat cu expresia aceasta, nu te teme, nu vă temeți, și apoi le-a transmis mesajul. Un om fricos nu este capabil să asume, să-și asimileze mesajul divin. Dumnezeu vorbește, știți când? Când omul este gata să asculte. De ce nu i-a vorbit Dumnezeu lui Samuel în prima fază? De ce a trebuit să-l cheme de 3 ori? Copil fiind Samuel. Să-i fi spus mesajul cu privire la casa lui Eli din prima fază, la prima chemare. Știți când i-a vorbit Dumnezeu? Când Samuel a fost dispus să asculte. Știți cum a spus? Vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. Când omul este dispus 100%, necondiționat, să asculte de Dumnezeu, Dumnezeu lansează mesajele lui. Dumnezeu ne vorbește. Priviți abordarea îngerului. Nu vă temeți! Iosif era un om neprihănit și spune Biblia că nu voia să o facă de rușine pe Maria în fața lumii. Avea gânduri să o lase din cauza faptului că ea rămăsese însărcinată. Era tulburat, ca și logodnic, o situație neplăcută. Să-ți vezi logodnica însărcinată. Și la un moment dat, îngerul, dragii mei, nu ne lasă încurcați Dumnezeu. Intervine, lămurește problema. Și Iosif este clarificat și o ia pe Maria, spune Biblia, dar n-a cunoscut-o până ce ea a născut pe Fiul, pe Iisus Hristos. Adică nu s-a împreunat cu ea. Nu vă temeți, deci rolul îngerului la nașterea Mântuitorului este și acesta, de a alunga teama. Domnul să binecuvinteze Biserica Elim, o biserică curajoasă, care să învingă teama. Teama zilei de mâine, teama de cotidian, teama ce se va întâmpla ziua de mâine, dacă nu voi căsători copiii, dacă nu se vor însura, nu se vor mărita după gustul meu și tot felul de lucruri pe care le aducem în mintea noastră, care nu ajută la nimic. Dimpotrivă, ne fac rău. Biblia spune că ajunge zilei necazul ei. Îngrijorarea este un păcat înaintea lui Dumnezeu. Este un lucru rău și de aceea trebuie să-l alungăm din viața noastră. Scopul pentru care a venit Iisus Hristos în lume, dragii mei, să ne reveleze pe Tatăl. Între perioada vechi testamentală și nou testamentală a fost o perioadă de tăcere, de aproximativ 400 de ani, în care Dumnezeu a tăcut. La un moment dat spune Biblia în Evrei, capitolul 1, că Dumnezeu a vorbit prin Fiul, prin Iisus Hristos, în multe rânduri și multe chipuri. Durerea și tragedia este că omul nu ascultă. Omul merge în încăpățânarea lui de a-i sfida sfaturile, învățăturile lui Dumnezeu, care trebuie să fie normă de viață. America a funcționat foarte bine când a respectat Constituția, când a respectat cele 10 porunci, când a respectat Biblia. Încet, încet decade, încet, încet merg în declin ca și nație. De Europa nu mai vorbesc.
Vor să scoată Biblia din școli și așa mai departe și o consideră ca o carte învechită. Chiar și Papa a spus că vrea să facă o altă Biblie, pentru că aceasta este învechită. Vă dați seama îndrăzneala omului unde ajunge? Nebunia omului unde ajunge? Să ne mântuiască, de aceea a venit Hristos, dragul meu prieten, să ne mântuiască. Să nu te mai temi de iad. Când vorbim de mântuire, trebuie să vorbim de cele trei faze, și anume trecut, prezent și viitor. Sunt sau am fost mântuiți de pedeapsa păcatelor. Asta înseamnă mântuire la timpul trecut. Am fost mântuiți de pedeapsa păcatelor. Hristos le-a luat asupra Lui, le-a dus la Golgota și prin rănile Lui suntem vindecați, tămăduiți. Suntem mântuiți la prezent de puterea păcatului. În cel care l-a primit pe Domnul Iisus Hristos, păcatul nu mai are putere. Sunt tentative, sunt ispite, sunt probleme, dar nu are puterea aceea să-l stăpânească pe copilul Domnului. Pentru că suntem mântuiți de puterea păcatului. Și apoi vom fi mântuiți de prezența păcatului. În cer vom fi desăvârșiți. Acolo nu va exista păcat. Nici umbră de păcat. Aici ne șlefuim, suntem în școala, în atelierul lui Dumnezeu, ne mai cramponăm unii de alții. Așa suntem noi oamenii. Dar ideea este că în cer vom fi perfecți. Domnul să ne ajute, dragii mei, să mergem cu dăruire, cu pasiune, cu credință și să ne ducem mântuirea dată în dar prin Iisus Hristos până la capăt. Cu cutremur, cu responsabilitate, cu frică și Domnul să ne ajute pe toți în vederea aceasta. Apoi, în al treilea rând, rolul îngerului la nașterea Mântuitorului, am spus, este acesta: să reflecte, să aducă, să transmită slava lui Dumnezeu și să primeze slava lui Dumnezeu. Apoi, al doilea rol, să alunge teama, frica, desnădejdea, nepăsarea chiar, indiferența. În rândul creștinilor, pandemia aceasta m-aș fi așteptat, vorbesc de noi, nu de dumneavoastră, aici e bine, slavă Domnului. În alte zone, am fost vara aceasta în România, există o letargie, o apatie spirituală, nu mai vin frații la rugăciune în cursul săptămânii, marțea, miercurea, când au fiecare biserică cum are programat. O lipsă totală, un dezinteres vis-a-vis de rugăciune, vis-a-vis de cele spirituale. Personal m-aș fi așteptat ca pandemia aceasta să ne trezească un pic, să ne cutremure, să ne zguduie mai mult și să căutăm mai întâi împărăția Lui și neprihănirea Lui. Și din păcate m-am înșelat, cel puțin o perioadă. Domnul să ne ajute să ne revenim și să privim către cer. Nu mai este mult și vine Domnul. Cel neprihănit va trăi prin credința lui, spune Biblia. Să fim oameni neprihăniți. Neprihănit înseamnă drept, curat, cinstit. Oamenii marei Bibliei au dovedit neprihănire. Au dovedit credincioșie. Și Domnul i-a binecuvântat. Dacă oamenii plătesc sau știu să plătească, Dumnezeu răsplătește. Și răsplata este mai mare decât plata. Dumnezeu nu rămâne dator față de nimeni. E adevărat, mântuirea este prin credință. Prin credința în jertfa mântuitoare a Domnului nostru Iisus Hristos. Dar răsplătirile sunt în funcție de cât și cum am lucrat pentru Domnul. Nu toți vom fi răsplătiți egal. Când eram în școală, erau premii, erau mențiuni, acum nu mai sunt mențiuni. Când am fost copil, erau și mențiuni. Și mă mulțumeam și cu o mențiune, dacă nu intram în posesia premiului. Era o diversitate de premii. În cer, Dumnezeu este drept, știe să răsplătească. Ai mijlocit pentru Biserica Elim, Dumnezeu te va răsplăti. Ai postit pentru lucrătorii de aici, Dumnezeu te va răsplăti. Sunt slujiri pe care nu le putem face toți public. Dar rugăciunea, mijlocirea și așa mai departe, facerea de bine, dărnicia, acestea sunt în anonimat.
Și Dumnezeu va răsplăti anonimatul egal, în egală măsură ca și cel care face o lucrare publică aici. Slăvit să fie Domnul! În al treilea rând, rolul îngerului la nașterea Mântuitorului este să aducă vestea bună. Singura veste bună este aceasta, pe care o vedem în a doua parte a versetului 10. După ce i-a liniștit pe păstori, îngerul le spune, căci va aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Nimănui de aici nu-i plac veștile rele. Tuturor ne plac veștile bune și e normal să fie așa. Înțeleptul Solomon spune în Proverbele 25:25, dacă se poate afișa, ce înseamnă a primi o veste bună. Proverbele 25:25. Spune Biblia acolo, ca apa proaspătă pentru un om obosit, așa este o veste bună venită dintr-o țară depărtată. Dragii mei, din cauza păcatelor, noi am fost obosiți spiritual. Și din țara îndepărtată a venit Domnul și a pus capăt oboselii noastre spirituale. Și ne-a făcut cea mai frumoasă invitație, Matei 11:28. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da o odihnă pentru sufletele voastre, spunea Domnul. Cea mai frumoasă chemare, cea mai frumoasă invitație, nicăieri în lumea aceasta, pe niciun site, nici pe Facebook, nici pe YouTube, nici pe un canal, nu veți găsi asemenea invitații, veniți pentru angajare, orbi, șchiopi, cu dizabilități, nu veți găsi asemenea mesaj. Toți caută personal de înaltă calificare, oameni care să dezvolte capitalul acelei firme, acelei impresii și așa mai departe, imprese. Toți caută oameni pregătiți în domeniul. Hristos îl primește și pe cel obosit. Și pe cel care este la capătul drumului și pe cel de la marginea periferiei și pe acela Hristos îl primește în staul lui. Slăvit să fie Domnul! Și odată veniți la El, noi trebuie să învățăm de la El, pentru că El este blând și smerit cu inima. Smerenia, dragii mei, stimatul meu prieten, nu se învață în școli, nu se promovează, ci dimpotrivă, oamenii astăzi promovează tot felul de realizări pământești, umaniste și așa mai departe. Smerenia se învață la picioarele Domnului Iisus Hristos. Și Dumnezeu iubește această categorie de oameni. În Isaia 61, cu versetul 1 în jos, spune cuvântul Domnului așa. Este vorba tot despre Domnul Iisus Hristos, care a venit să aducă vești bune. Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, căci Domnul m-a uns să aduc vești bune celor nenorociți. Ca să transmiți o veste bună, trebuie să fii uns de Domnul, să fii abilitat de Domnul. Biblia spune că nu toți putem îmbărbăta. Spune în Romani 12, cine are darul îmbărbătării, să se țină de îmbărbătare, sau cine îmbărbătează pe alții, să se țină de îmbărbătare. Îmbărbătarea, încurajarea, trebuie să fie perpetuă în fiecare zi, nu sporadică. În Efeseni 2:17 spune cuvântul Domnului aici, tot despre Domnul Iisus Hristos, un scop nobil, măreț, al său, venit în lumea aceasta. El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii, vouă, celor ce erați departe și pace celor ce erau aproape. Versetul acesta este așezat într-un context în care se face referire la neamuri și poporul Israel. Jertfa Domnului Iisus Hristos, venirea Domnului Iisus Hristos în lume, a avut ca scop, a avut menirea să împace aceste două entități, pentru că între evrei și neamuri era ură, era răzvrătire, era rivalitate. Și veți citi acasă pasajul acesta. El este pacea noastră. Din doi a făcut unul, adică din evrei și dintre neamuri a făcut unul, prin Iisus Hristos. Atât evrei cât și neamurile sunt mântuiți prin această persoană desăvârșită, Iisus Hristos, fie lăudat numele Lui.
Dar pentru aceasta trebuie să manifestăm încredere, să manifestăm credință. Dragii mei, rămân la aceste cuvinte și doresc ca Bunul Dumnezeu să ne ajute să ducem și noi mai departe vestea bună. Știți ce au făcut păstorii? După ce ceea ce auziseră li s-a confirmat în tocmai, nu au stat nepăsători. Știți ce au făcut? Au istorisit. Aceasta înseamnă evangelizare. Înseamnă că vestea bună a mântuirii trebuie transmisă și altora, indiferent de culoare, indiferent de sex, indiferent de nație. Cuvântul Domnului este suficient pentru toată omenirea și aduce mântuire pentru toți oamenii, spune Biblia. Harul lui Dumnezeu a fost arătat prin Iisus Hristos. Legea a venit prin Moise, iar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos, fie lăudat numele Domnului. Rolul îngerului la nașterea Mântuitorului este acesta, să aducă slava lui Dumnezeu pe pământ, să alunge teama și în al treilea rând, dragii mei, să ne împace cu Tatăl, să ne aducă vestea cea mai bună și anume că avem un Mântuitor. Este și acesta rolul nostru ca individ, ca familie, ca biserică? Să arătăm lumii că slava lui Dumnezeu este mare. Biblia spune în Psalmul 19, versetul 1, că cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor Lui. Natura, universul, creația lui Dumnezeu vorbesc despre faptul că există un Creator. Omul, din păcate, uneori îi este rușine că are un Creator și preferă să îmbrățișeze evoluționismul, Big Bang, că omul a apărut dintr-o dată. Dragii mei, stimatul meu prieten, crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit. Credința este cheia care mișcă mâna și inima lui Dumnezeu. Domnul să ne binecuvinteze pe toți și să nu uitați, la sărbătoare trebuie să existe bucurie. O bucurie lăuntrică, o bucurie chiar exprimată și pe fețele noastre, chiar dacă uneori suntem triști, suntem apăsați ca și la mormântare, dar bucuria aceasta a nașterii Mântuitorului, dragii mei, trebuie să primeze și să o avem în fiecare inimă, în fiecare zi, în inimile noastre. Să strigăm de bucurie, pentru că Iisus Hristos, Mântuitorul, în ziua cea mare a praznicului, spune Biblia, a stat în picioare și a strigat, nu a spus, dacă vreți, veniți la mine, dacă însetează cineva, veniți și beți, nu. Da, a strigat, dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Când un om strigă, când este în pericol, când este pe punctul de a se îneca, strigă după ajutor, când îi arde casa, nu-i așa? Strigă, nu spune, vecine, hai repede că mi-arde casa, așa spune. Strigă, face orice să-i vină vecinul să-i scape casa de foc. Așa și noi, așa și oamenii nemântuiți sunt în pericol. De aceea trebuie să strige astăzi, aici și acum la Domnul, Doamne, am nevoie de mântuire și Mântuitor. Nu vreau să plec acasă așa cum am venit. Vreau să plec precum păstorii, cel puțin. Știi ce spune Biblia despre magi? În Matei 2, dacă nu greșesc. S-au întors în țara lor pe un alt drum. Când? După închinare. După ce l-au văzut pe prunc. N-au mai mers pe drumul pe care veniseră. Întâlnirea cu Iisus schimbă direcția, schimbă traiectoria. Dacă nu, nu a fost o întâlnire reală, ci a fost doar o tentativă. Magii s-au întors în țara lor pe un alt drum și au ajuns la destinație. Domnul să vă binecuvinteze și astfel împreună să mergem în călătoria aceasta spre cer, plin de bucurie, caracterizați de pace în suflet, pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, să stăpânească, spune Biblia, în inimile noastre. Nu din când în când, a stăpâni înseamnă a domina, adică să fie, să guverneze pacea lui Dumnezeu, inimile noastre, viețile noastre, familiile noastre, biserica Domnului Iisus Hristos. Și astfel împreună să ajungem cu bine la destinație și anume în cerul lui Dumnezeu. Amin.